Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Rodica Cocanea și vom face câteva funcții astăzi. Descartes, care a trăit în Franța între anii 1596 și 1650, este un cunoscut matematician care a introdus în anul 1637 noțiunea de variabilă și de asemenea a introdus alfabetul latin pentru notații. Coordonatele carteziene îi poartă numele. Euler, care a trăit între anii 1707-1783, este considerat unul dintre cei mai importanți matematicieni ai secolului XVIII, el a introdus noțiunea de funcție și a fost primul care a notat funcția cu f de x prin aplicarea funcției f elementului x. Ne interesează să facem reprezentarea grafică a funcției liniare. Deci o funcție liniară este o funcție de forma f definită pe r cu valori în r, unde f de x egal cu ax plus b, unde a și b sunt coeficienți reali. Graficul acestei funcții este o dreaptă, iar pentru trasarea unei drepte ne sunt suficiente să determinăm două puncte de pe această dreaptă. Să reprezentăm grafic funcția f definit pe r cu valori în r, f de x egal cu x plus 3. Deci facem un tabel de valori, x f de x, dăm lui x valori crescător, deci sunt suficiente două valori, de exemplu 0 și 1, f de 0, calculat, va fi 0 plus 3, adică egal cu 3, f de 1, va fi 1 plus 3, adică egal cu 4, și facem reprezentarea grafică a celor două puncte, 0, 3, deci pe axa orizontală avem punctul de coordonate 0, 3, x egal cu 0, y egal cu 3, punctul A, și punctul B de coordonate 1, 4, x egal cu 1, y egal cu 4, punctul B. Unim cele două puncte pentru că știm că la funcția lineară reprezentarea grafică este o dreaptă. Funcții particulare. Deci noi știm că, în general, forma generală a funcției lineare f de x este egal cu ax plus b, legea de corespondență. Dacă coeficientul a este 0, atunci obținem f de x egal cu b, care este funcție constantă. Graficul funcției constante este paralel cu axa abscisselor și trece prin punct de coordonate 0, b. Dacă f de x egal cu 0 chiar, deci b-ul va fi 0, atunci, de fapt, graficul funcției este chiar axa abscisselor. Ca exemplu, f definit pe r cu valori în r, f de x egal cu 3, înseamnă că punctul de coordonate 0, 3 va fi punct pe reprezentarea grafică a funcției f și obținem această dreaptă paralelă cu axa OX. Iar g de coordonat g, definit pe r cu valori în r, g de x egal cu minus 2, înseamnă că graficul nostru va trece printr-un punct de coordonate 0, x egal cu 0, y egal cu minus 2 și, de asemenea, graficul funcției va fi paralel cu axa OX. O altă funcție particulară este f de x egal cu ax. Asta înseamnă că b-ul este 0. Această funcție, reprezentarea ei grafică, va trece prin originea sistemului de axe, deci punct de coordonate 0, 0. Și observăm funcția ca aplicație f definit pe r cu valori în r, f de x egal cu 2x. Deci dacă în tabelul de valori luăm lui x valoarea, dăm lui x valoarea 1, 2 ori 1 obținem 2, și dacă lui x îi dăm valoarea 2, 2 ori 2 obținem 4,
reprezentarea grafică va fi desenul alăturat. Intersecția graficului unei funcții cu axele de coordonate. Deci dacă avem funcția lineară f definită cu valori n, f de x egal cu ax plus b, punctul de intersecție a graficului acestei funcții cu axa ox va fi un punct de coordonate a, de coordonate minus b pe a și 0, iar intersecția cu axa oy va fi un punct de coordonată 0 și f de 0. Ca aplicație să luăm reprezentarea grafică a funcției f definit pe cu valori n, f de x egal cu minus x plus 3. Deci, facem graficul funcției intersectat cu axa x. Orice punct de pe axa x are y cu corespunzător 0. Dar y este de fapt f de x-ul nostru, care are formula minus x plus 3. Egal în cele două, minus x plus 3 egal cu 0, de unde x egal cu 3. Deci punct de coordonate, a de coordonate x-ul 3, y-ul corespunzător 0. Graficul funcției intersectat cu axa y, pe axa y, abscisele sunt 0, deci x egal cu 0, și calculăm f de 0, adică 0 plus 3 egal 3. Deci vom avea punctul B de coordonate x-ul 0, y-ul 3. Facem reprezentarea grafică. Deci asta este axa orizontală OX, axa verticală, axa coordonatelor OY. A de coordonate 3, 0 e aici. B de coordonate 0, 3 este aici. Și reprezentarea grafică va fi dreapta determinată de cele două puncte A și B. Cum stabilim dacă un punct aparține graficul unei funcții? Deci pentru ca punctul A să aparțină graficului funcției, trebuie coordonatele lui să verifice legea de corespondență, de să avem f de A egal cu B. Aplicație, f definim pe R cu valori în R, f de X egal cu 2X plus 1, să determinăm coordonatele punctului A, în care abscisa este egală cu minus 2, și atunci trebuie să aflăm ordonata. Deci A de coordonate minus 2 și A mic, să zicem, aparține graficului funcției. Rezultă F de minus 2 egal cu A. Dar F de minus 2 este egal cu 2 ori minus 2 plus 1. 2 ori minus 2 este minus 4 plus 1 egal cu minus 3. Deci, cu alte cuvinte, A va fi egal cu minus 3. Să determinăm, pentru a determina o funcție care trece prin două puncte, de exemplu A de coordonate 2 și 0 și B de coordonate minus 1, 3, trebuie să impunem ca aceste două puncte să aparțină graficului funcției. Deci A de coordonate 2, 0 aparține graficului funcției, înseamnă că F de 2 egal cu 0, respectiv B de coordonate minus 1, 3 aparține graficului funcției, înseamnă că f de minus 1 egal cu 3, dar f de x este de forma ax plus b. Și înlocuind, deci f de 2 cât o să fie? A-ul nu-l cunosc, x-ul este 2, b-ul iarăși trebuie determinat, le egalăm, deci 2a plus b egal 0, din cu ace, f de minus 1 e a ori minus 1 înseamnă minus a plus b egalate, minus a plus b egal cu 3. Cele două vor forma un sistem, deci 2a plus b egal 0. Dacă a doua relație înmulțim cu 2 obține minus 2a plus 2b egal cu 6, adunăm cele două relații, aurile se reduc, ne dă 3b egal cu 6, deci b egal cu 2.
și înlocuim într-una din ele, de exemplu 2a plus b-ul 2 egal cu 0, am înlocuit în prima relație, 2a egal cu minus 2, deci a egal cu minus 1. Și atunci f de x va fi de forma a-ul minus 1, deci minus 1 ori x e minus x, plus b-ul 2. Punctul de intersecție a graficelor a două funcții. Pentru a determina coordonatele punctului de intersecție, rezolvăm ecuația f de x egal cu g de x. Avem și următoarea aplicație. Deci f de x de forma x plus 2, g de x de forma 2x plus 3. Bineînțeles, ambele funcții definite pe valori mari. Deci graficul funcției f intersectat cu graficul funcției g. Ziceam că rezolvăm ecuația f de x egal cu g de x. Dar f de x este x plus 2, g de x e 2x plus 3, de unde x va fi egal cu, deci trecem pe x în partea cealaltă cu sens schimbat, 2x minus x, 3 din coace, 2 minus 3 este minus 1. Și atunci f de minus 1 va fi egal cu minus 1 plus 2, ne dă 1. Deci punctul de intersecție, punctul M, va fi de coordonate minus 1, 1. Mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare.